În afara faptului că sunt prădați, locuitorii din Vitănești sunt și amenințați de hoții dacă se întâmplă să fie martorii vreunui furt. Prădătorii și-au însușit cam tot ce se putea, de la garduri sau cabluri electrice până la copaci din pădure pe care i-au transformat în lemne pentru foc. Cele mai mari probleme sunt semnalate la casele nelocuite, care reprezintă o atracție pentru spărgători. Nici fostele ferme din zonă nu au fost sărite de cei certați cu legea. Aceeași soartă o are și moara din localitate, călcată frecvent de hoți. Am mers și am întrebat șeful de post: domnule, chiar așa să nu se ia atitudine, cât fură aia atâta aparatură, fier la vândut la fier vechi? Mi s-a explicat clar că li s-a întocmit dosar penal, au sesizat proprietarul morii, însă acesta nu au luat legătura cu dânsii ca să continue înaintarea probabil a dosarului penal mai departe pe calea juridică. Și a rămas că proprietarul nu a emis niciun pretenții, da, și ei fură ca în codru. Acum noi cetățenii am luat atitudine, da. Le-am tot zis, cum e țiganul e țigan. Și continuă să fure. Și mai alertele au fost și au dărâmat în spate acolo și au plecat cu o căruță de cărămizi. Am făcut un dezastru, știi, aici. Ce s-a făcut? Toată clădirea asta cred că costa milioane. Milioane. În spatele meu ar fi trebuit să se găsească mai multe hale unde se creșteau porcii. N-au mai rămas decât stâlpii de rezistență și câteva cărămizi. Tot fierul vechi din aceste incinte a fost cărat bucată cu bucată și dus la centrele de colectare. Da, amenințau? Sigur, cu cuțitele, că dacă nu-i las, avem ceva de împărțit, sigur că da. Așa, și eu ce trebuie să fac? Să scot pistolul să-i împuși dacă ei veneau, nu? Dacă ei veneau cu cuțitele la mine, păi am fost și cu domnul Năstase aici și au venit cu cuțitele, domnule, deci cu cuțitele. Și am chemat și noi poliția. Și a venit poliția. Autoritățile locale încearcă să găsească propriile soluții pentru a stopa fenomenul infracțional din Vitănești. Ne-am gândit împreună cu Consiliul Local, și anul acesta, în bugetul local, am prevăzut o anumită sumă de bani pentru instalarea unor camere la vedere, în așa fel încât să, zic eu, să putem stopa cât de cât aceste furturi, atât de la foste obiective economice, cât și de la gospodăria populației. Suntem în derulare cu acest proiect. În trimestrul 2 vor fi montate primele camere de luat vederi în comuna Vitănești. Apoi vom prelucra, vom procesa datele și zic eu că vom avea o supraveghere cât mai strictă asupra a ceea ce se întâmplă atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte în localitate. De la începutul anului și până în prezent, 24 de infracțiuni au fost înregistrate la Inspectoratul Județean de Poliție, pentru care s-au întocmit 14 dosare penale, 10 dintre acestea fiind deja soluționate. De la începutul acestui an, în comuna Vitănești au fost sesizate 24 de fapte penale, 14 dintre acestea sunt furturi. De altfel, furtul reprezintă cel mai des infracțiune sesizată la toate organele de poliție din județul Teleorman. Este infracțiunea care ni se sesizează cel mai des, peste jumătate din faptele penale sesizate. Mărturiile oamenilor pe larg, reacția autorităților locale și soluțiile găsite de oamenii legii le veți afla duminică la ora 19 la emisiunea Punctul PI.